Salut! Filmează? Bună dimineața și bine v-am regăsit la o zi din viața mea! Pentru că e vlogul meu, nu? Da, e vlogul meu și astăzi facem din nou un daily vlog. Astăzi ne continuăm de fapt activitatea pe care am început-o ieri cu gresia. De fapt am terminat de pus gresia, doar că mai avem de pus plinta și de rostuit marginile acelea dintre bucăți, dintre plăci. După cum ați văzut în vlogul de ieri, dacă n-ați văzut, o să aveți vlogul aici undeva pe i-ul ăsta sau chiar aici, primul link în descriere, du-te și uite-te ca să faci legătura cu vlogul de ieri, pentru că e o legătură, înțelegeți voi, da? Deci ăsta e un alt vlog. Așa că sperăm să ține vremea cu noi, pentru că știți că ieri a nins. Acum e destul de frig afară, nu e cu minus ca și ieri, dar sperăm să nu mai ningă, deși văd că fulguiește destul de bine. Dar sperăm să nu mai ning atât de tare. Un mare update pe care vreau să fac încă de la începutul acestui video este faptul că, adică nu faptul, este ceva ce trebuie să vă răspund la o întrebare pe care mi-a spus-o foarte mulți de câteva luni încoace. Ce mai fac căprițele? Ce mai face țâca? Ce mai face codruța și steluța? Pentru că nu le-ați mai văzut în vlogurile mele. După cum știți, dacă nu știți, le-am dat la stână acum câteva luni. Prin mijlocul verii. Le-am dat la stână pentru că trebuie date la stână de primăvară, dar eu le dau mai târziu pentru că prefer să le țin acasă și după să le dau. Ei, e întreagă poveste, depinde de fiecare când vrea să le dea. Acum au ajuns acasă. Pe scurt, avem căprițele acasă, mi le-a adus ciobanul și o să mergem imediat ce mă îmbrac afară să vi le arăt. Să vedeți ce mai fac, vreau să vă spun doar că sunt foarte, foarte nebune. Cred că mai nebune decât erau înainte și o să vă explic imediat de ce, adică o să vă arăt. Așa că puneți un mare like înainte să înceapă oficial tot vlogul. Nu mai aștepta, bubuie butonul ăla de like, dă-i cu nasul acum, uite așa, pune un like, pune un like și hai afară. Și avem aici pe minunata țâca și nebuna țâca mai exact, pentru că e foarte, foarte obraznică. Nici bine nu mi-a adus-o, bate vântul afară, sper să mă aud, sper să nu bată vântul în direcția greșită. Deci avem aici pe țâca, în partea aceea avem și pe codruța care nu se focusează. Haide, codruța, vino afară să te vadă lumea, să te vadă lumea. Ce faci? A crescut și codruța, e mai mare, nu e foarte, foarte mare, dar a mai crescut, după cum se vede, și s-a schimbat puțin și culoarea blănii. Era un maro cum e la picioare și s-a deschis, a făcut așa un maro spre sur, un maro gri, nu știu cum, e o culoare mai ciudată, s-a deschis. Și o avem aici și pe cine avem aici, ia scrieți repede în comentarii, care nu se vede că e neagră. O avem aici pe steluța, bineînțeles, adică pe puiul lui Țâca. Și dacă vă întrebați de ce stă separat, pentru că o bat. Pentru că astea două au început imediat ce le-am pus în țarc, de când le-a adus, au început să o împungă, au pus-o la pământ. Pur și simplu nu știu de ce, dar amândouă s-au pus să o bată pe aia și m-am enervat pentru că nu știu de ce. Așa că am pus acolo, am zis decât să o accidenteze, pentru că are și ea pui în burtă. Adică ciobanul mi-a spus că o să facă pui, bineînțeles, la primăvară și de asta mi-e frică să nu-i omoare pui în burtă, așa că am pus-o separat pentru că astea o împung. Aia nu are coarne, iar astea au coarne. Și pot să-i facă rău, că ele sunt nebune, ele sunt nebune. De ce ești nebună? Ești obraznică. Așa se împung ele, nu știu de ce, așa le-a făcut mama natură să fie mai nebune. Căprițele astea, după cum se vede, nu au porți. Încă am improvizat niște porți pentru că nu mă așteptam să mi le aducă încă și nu am apucat să fac porțile la țarcuri. La niciunul din cele trei țarcuri nu am reușit să fac porțile. Momentan le-am făcut provizoriu, dar din moment ce am apucat să punem gresia, nu am mai avut timp să sudez și porțile. Trebuie să fac aici chenarul la poartă și după care să fac o poartă definitivă, sudată, frumos pusă, așa că am pus momentan plasele astea, după cum se vede, priponite bine și legate. Dar căprițele sunt foarte bine, sunt grăsane, blănița le-a mai crescut, după cum se observă. Foarte, foarte mult m-ați întrebat ce fac, deci bate vântul, sper sincer să se audă ceea ce vorbesc eu acum. După cum se vede, am pus aici și găinușele pitice, aici sunt cocoșei și găinușele. În partea aceea mai sunt încă câțiva, dar se iau la bătaie. După cum se vede acolo, avem un mic bătăuș, ăla e foarte, foarte obraznic și bate pe toți și ăla la fel.
Vedeți ce mititei sunt? Mă întrebați foarte mult de colecția de cocoșei. Acolo mai avem încă un cocoșel, o să vi arăt, dar nu acum, pentru că mi-îngheață mâinile pe cameră. Și avem și, bineînțeles, rațele. Acolo avem și pe Charlie numărul 2. E un fel de puiul lui Charlie, care e tot Charlie, să-i zicem așa. Avem rațele colorate și așa mai departe. Dar o să vă mai fac un update mai mare, să-i zic așa, în momentul în care totul este gata, pentru că noaptea l-a depus plasa peste tot și de făcut astea. După cum am spus, nu am avut timp pentru că acum am început să punem gresia, pentru că după va veni frigul mare, va veni zăpada și nu vom mai putea. Așa că profităm acum și facem tot ce putem și după care o să termin de pus, de acoperit țarcul și de făcut ușile, sper, săptămâna următoare maxim. Și după care e gata, dar acum trebuie să văd ce fac cu nebunele al două, pentru că o bat pe codruța și pe steluța și eu mă gândeam că o să le țin pe toate, dar vom mai vedea asta, nu știu. Acolo Cristi pune rostul, după cum se vede, adică kitul acela care vine printre marginile de la agresie sau de la faianță, bineînțeles, dacă puneți faianță pe pereți. Și după cum se vede, cam așa trebuie pus în momentul de față și după care trebuie șters pentru a nu rămâne urmele acelea. E o culoare de maroniu, ca să zic așa, și se vede acum cât de frumos arată, dar să vedeți la urmă după ce e pusă și plinta aceea pe margine. Zici că e grena așa, un acum un roșu aproape. Dacă mai are pigment. Da, până se usucă, da. Da, până se usucă și după aia se face maro. Da, cam așa e. Doamnelor și domnilor, tocmai era să rămân fără deget. După cum se observă, mi-am bulit puțin vârful, ca să zic așa. Mi-am făcut aici o mică, mare găurică și am pătat agresia, dar nu e nicio problemă. Era să-mi rup degetul la aparatul ăsta. De fapt, mi l-am prins când am vrut să-l iau. Mi-a fugit, mi-a alunecat din mână, nu vă mai arăt exact cum să nu mă mai lovesc, și era să-mi prind degetul. De fapt, mi l-am prins, dar nu l-am rupt, doar că mi l-am bulit foarte, foarte tare, iar acum trebuie să mă duc să-mi pun un plasture, bineînțeles, dar mai avem puțin și terminăm. Mai am de curățat aici rosturile astea de kitul ăsta de dedesubt, care a rămas, să curăț perfect totul, în timp ce Cristi termină de pus rostul propriu-zis, adică culoarea maro care se aseamănă. Dar acum o să fac o mică pauză, să mă duc să-mi reglez înapoi degetul. Gata, ubița, ca să zicem așa. Deja mi-am dat seama și ce titlu pun la video ăsta. Facem un mic clickbait, nu? Ca să zic așa, asta vorbeam și cu Cristi. Vedem câte vizualizări adunăm pentru degetelul acesta, dacă îl punem în thumbnail, pentru că, de ce nu, dacă avem un titlu clickbait, putem să profităm. Pentru că n-am mai făcut de mult chestia asta și cred că ar merge. Așa că, probabil, o să vedeți asta în titlu cu degetul. Și e gata, undeva spre final, în noapte, bine, nu e chiar foarte târziu, dar se întunecă repede, gresia este gata, este ștearsă, rostul e pus, după cum se vede aici, doar că va trebui să mai dăm încă o tură cu mopul, cel mai probabil mâine când o să se usuce complet, și gata, așa că... Mort! Mortus! Bun, gata și treaba pe astăzi, am reușit să mai terminăm încă o parte, adică aproape de tot, doar că mai trebuie pusă acea mică plintă. Mi-am și rănit puțin degetelul, deci mă jur că era să rămân fără deget, deci pur și simplu când am ridicat aia am vrut să o mut într-un loc și mi-a fugit și nu mi-a scăpat peste deget, mi s-a prins degetul între mâner și aparatul în sine, dar în fine. O să vreau în continuare să fac un lucru pe care trebuie să-l fac acum câteva zile, deși nu... Am prea multe pachete, am un singur pachet pe care l-am primit de la cineva, adică de la unul dintre abonați, de la unul dintre voi. L-am luat zilele trecute de la poștă și am spus că îl deschid acum pentru că am doar un singur pachet și poate probabil vrea să vadă dacă pachetul a ajuns la mine. Așa că avem expeditor Huhor sau Huhor, Antonia, cred că Huhor sau Hihor, nu știu, e un punct. Antonia din sat Holba, oraș Broșteni, județul Suceava. Așa că hai să vedem ce avem în pachetel. Hai să mă fac mai confortabil. Avem o cutie de la Donna Style, ce e asta? Bine, nu, e o cutie cu
Să vedem ce avem aici. Avem la suprafață o scrisoare în care scrie: salutare, eu sunt Antonia, am 9 ani, urmăresc canalul tău de aproape 2 ani, îmi place ce postezi, aș vrea să mai pui ceva despre țâca. Îmi e foarte drag, Nicolas, despre țâca, chiar în vlogul de astăzi vedeți despre țâca. Îmi e foarte drag, Nicolas, în fiecare seară o rog pe mama să mă lase să te urmăresc pe telefon aproape o oră. Oh, super tare! Când mami e ocupată, eu mă uit un pic mai mult la tine. Mulțumesc, mami, pentru că o lăsați pe Antonia să se uite la mine. Și acum avem... ce e ăsta, un cățel? Trust. Nu știu ce scrie, un cățel. Pare a fi un cățel, cred că e un cățel, dar un cățel zici că pare blană aproape adevărată. Mamă, deci ce mișto e. E foarte simpatic. O să-i dau lui Nicolas. Nicolas acum se joacă cu Ana. Ana fiind verișoara lui, probabil ați mai văzut-o sau i-ați auzit deja pe fundal că urlă. Dacă nu ați văzut, uitați-vă pe canalul lui Nicolas. Și mai avem aici mai multe chestii. Avem o brățară, adică cred că e pentru Sabina mai mult ca sigur. Sabina acum face cozonaci. Abia aștept să mână mai spre căldură, pe frigul ăsta de fapt. Căldură e în casă, frig e afară. Un ou foarte interesant cu niște mici biluțe, dacă ar focusa pe ou, cam așa arată ou acesta. O brățară. Eu nu înțeleg ce scrie, cred că e în italiană. O brățară. Mai avem o pereche de cercei micuți, mov, biluțe, pentru Sabina. Și avem chestia asta care deja știu ce e, foarte tare, îmi plac chestiile astea, îmi plac foarte tare. Avem aici, nu mai știu cum se numește, avem una mai mare, într-alta mai mică și tot așa, avem două, avem trei, avem patru, mai e una, cinci, asta e cea mai mică, ce tare. Nu mai știu cum se numește asta, dar e foarte, foarte drăguț, îmi place foarte mult. Da, și cam asta conține pachetul, adică astea sunt toate obiectele. Mulțumim foarte mult, Antonia. Deci asta îmi place foarte tare, sincer. Chestiile astea îmi plac, e prima, nu am avut niciodată până acum una, dar îmi place foarte mult. Și oficial o să închei vlogul acum aici, pentru că suntem obosiți. O să încercăm să facem un challenge, dar nu vă promit încă să văd dacă va fi gata. O să vedeți, bineînțeles, pe canalul Sabinei, așa că abonați-vă și acolo dacă nu ați făcut-o până acum. Cam asta e video pentru astăzi, sper încă o dată că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Cam atât. Numai bine!